A doua colaborare cu Ana Lungu și la un film. Și de data asta ați scris împreună scenariul. Cum s-a născut ideea și de ce v-ați luptat să faceți filmul ăsta, pentru că a fost destul de dificil. Da, păi cumva ideea a venit mai degrabă dintr-un moment din viața mea pe care am convins-o cumva pe Anița că ar trebui să facem cumva să-l păstrăm ca să rămână și pentru mai târziu. Adică e ca și când este un fragment din tinerețea noastră, a mea, a lui Marius și a lui Ișvan. Adică am plecat de la lucrurile astea care se întâmplau în realitate și de la relația dintre noi și am scris independent de asta împreună cu Anița o altă poveste în care personajele astea reale, adică suntem chiar noi, trăiesc altceva. Adică cumva sunt și lucruri care chiar s-au întâmplat, dar și altele pe care doar mi le-am imaginat, cum am fi noi trei în situația respectivă. Evident că într-un film ficțiunea este clară, chiar dacă pornește de la un sâmbure de adevăr și de la o realitate. Cât de legat de realitate este filmul? Cu atât mai mult cu cât voi, ca personaje, purtați numele din realitate, că sunteți Marius și Ișvan. Da, asta a fost un accident. Adică noi nu, ne-am scris cu alte nume, dar din cauza că ne cunoaștem mult prea bine, la prima secvență pe care am filmat-o, cea din cimitir împreună cu Marius, el pur și simplu nu a putut să nu-mi spună Iris. Și atunci am zis, hai să renunțăm, că nu o să putem să folosim multe duble. Și ne-am gândit că el nu va răspunde dacă nu va fi strigat Marius și tot așa. Și atunci am păstrat numele și e, știu, ca să zic așa, mai degrabă prima parte a filmului e inspirată din multe lucruri care chiar s-au întâmplat și a doua parte a filmului este ceva ce noi ne-am imaginat că s-ar putea întâmpla și după aia pot spune că poate chiar s-a întâmplat după filmare. Deci un prinț și jumătate. Are două sensul titlul, sensul de că este un prinț și este și eu, sunt și mai multe variante de jumătăți de prinț, cum ar fi chiar Ișvan și Marius, dar și în sensul de un super prinț, adică mai mult decât un prinț, un prinț și jumătate. Ne-am gândit că prințul ăsta pe care ți-l imaginezi și la început vine cu cai și cu toate lucrurile perfecte, nu e chiar așa, dar cred că mai degrabă, pentru că în ultima scenă este beat și atunci cumva renunță și el la imaginea de prinț pe care a construit-o într-un fel sau altul. Scena sărutului din iarbă, când este foarte beat și ea are îndoiele asupra intimității cu un astfel de om beat. Cum ați filmat-o? Pentru că este foarte veridică. Păi ne-am îmbătat în pădure. Nu, glumesc. Da, s-a întâmplat și asta, evident, dar noi am repetat foarte mult scena aia, este cea mai repetată scenă din film. Ne-am dus la Surcea, unde Loții are casa de vară, cum ar fi, și am repetat cu el, cu cai lui. Am repetat scena, e, cred că, aproape singura scenă din film care are exclusiv textul scris. În rest am improvizat foarte mult, adică e text învățat. Și cumva a ajuns să fie foarte intens și să se vadă și repetițiile, dar el a și jucat cumva destul de mult, în sensul bun. Asta vreau să te întreb, cât ați improvizat și cât este text scris și asumat de la început? Da, noi practic tot scenariul este scris, doar că e ca și când am respectat scenele, dar am reimprovizat replicile, nu le-am spus exact cu aceleași cuvinte. În afară de două, trei momente din film, în special astea din Covasna, în care ne-am ținut de text. Și chiar dacă se mai schimba de la o dublă la alta, cumva am păstrat structura foarte clar și multe replici care trebuiau să rămână. Dar multe s-au și pierdut și foarte multe nici nu au apucat să fie filmate din motive de buget. Am renunțat la multe scene. Oricum, prietenia evidentă dintre voi, prietenia reală dintre voi, cred că a ajutat la... Da, pentru că practic, să zicem, e practic, cum a zis și Marius mai de mult, noi repetăm pentru filmul ăsta de mai mult de 10 ani. Adică
Adică lucrurile erau stabilite între voi și doar le-ați pus într-o anumită pagină. Relația există și cumva prietenia și genul ăsta de intimitate n-ai cum să joci. Adică dacă nu ne-am fi cunoscut, cred că nu e același lucru. Hai, mă spun. Mie mi se pare că arta este ca și cum aduci un tribut vieții. Dar cine a făcut cerul și pământul? Exact. Cum ați ajuns să faceți filmul? Pentru că știu că sunteți foarte legați de teatru, toți. În afară de Ana, care totuși vrea să facă filme și... Și ați marșat la ideea asta de a face film. Da, eu și cu ea ne-am propus să-l facem cumva, oricum ar fi, ca să nu pierdem momentul și ca să insist să rămână ceva din tinerețea asta care se întâmplă acum și nu o să mai fie. Și cumva ne-am propus să facem orice, să facem filmul ăsta. Chiar și fără bani, cât ne-am folosit toți prietenii și toate resursele și am făcut să se întâmple. Amândouă filmele pe care le-ați făcut împreună sunt legate, într-un fel sau altul, de biografia proprie. Da, mie mi se pare că nu contează, eu asta fac și în teatru, chiar dacă sunt alte texte, cumva vorbesc numai despre mine și despre lucruri foarte personale, care mă interesează și dacă nu e așa, nu am de ce să fac. Eu vreau să-mi facă mie plăcere și să fie despre mine. Crezi că o să marșeze publicul românesc la o astfel de propunere care este diferită de cea obișnuită? Nu m-am gândit pentru că pe mine, și acum vorbesc în numele meu de regizor de teatru, nu mă interesează deloc publicul, nu fac pentru el. Eu cred că cel mai sincer de mers e să faci sincer pentru tine și dacă este înțeles, adică e singura posibilitate, eu n-am cum să mă gândesc la public, mă gândesc doar la adevăr. Dar cred că filmul este totuși destul de comic, nu într-o zonă, adică într-o zonă totuși destul de accesibilă. Adică cred că umorul poate să ajute și cred că se poate adresa unui public format din oameni care seamănă cu noi, să zicem, un anumit gen de public. Dar cred că totuși sunt foarte mulți. Pista, măsi! Asta e viața. Te chiar o las, nu? Deschiderea filmului este evidentă. Punem pe masă tema iubirii, a dumnezeirii, a morții. Da. Cum ai gândit scena respectivă? Pentru că bănuiesc că de la tine vine. Da, din păcate sau din fericire, tema asta cu moartea e ceva care pe mine mă consumă foarte tare și e în toate spectacolele mele prezente și aici cumva s-a întâmplat ceva foarte interesant. Eu mi-am imaginat că trebuie să mai fie ceva pe lângă povestea cu prințul și mi-am imaginat cum ar fi să fi murit primul meu iubit. M-am gândit la o persoană concretă și ne-am întâlnit și cu călugărul care filmează și am vorbit foarte mult despre asta, adică cumva asta s-a întâmplat cu 2 ani înainte și în timp ce când am ajuns la filmarea din Covasna a murit în realitate un prieten de-al meu, altcineva, dar s-a întâmplat asta și atunci a fost cumva, a venit peste. Cu toată încărcătura și cu panica și cu toate lucrurile, cumva noi am lăsat și să se întâmple lucrurile, am avut libertatea asta de a face ce se întâmplă și ce vrem pe moment. Adică dacă scenariul real ne-a dus în altă zonă, ne-am dus acolo cumva. Dar cumva e așa chiar foarte ciudat că unele lucruri pe care tu le scrii, cumva ajung să se întâmple, într-un fel sau altul. Iar moartea, din păcate, e o temă principală. Eu am foarte multe întrebări în momentul ăsta și le aveam și atunci și legat de religie și de toate religiile și de preoți și de multe lucruri. Și atunci, adică, de asta am vrut și să avem un călugăr în film și e o temă pe care vrem să o ducem mai departe, acum, mult mai departe. Cum l-ați ales pe călugăr? Sau pur și simplu s-au legat lucrurile? Nu, am căutat foarte mult. Eu am mulți prieteni, cumva așa, în zona artistică, care știu foarte mulți oameni diferiți cumva de noi și am comandat un călugăr special și l-am găsit pe Dantes, care a fost și cu noi la Sarajevo, la festival, da? Și care ne-a fascinat pe toți. El e pictor de biserici, de fapt, și călugăr, în realitate, și cu el am discutat la film, adică aveam duble de câte o oră, efectiv, aveam o oră întregi de material cu el, din care am luat ce ne-a trebuit pentru film. Dar cumva a fost așa o experiență pentru toată lumea, nu se mai deslipea nimeni de la Asist, doar ca să-l audă vorbind.
Din păcate a rămas puțin în film, pentru că în final tu folosești ce-ți trebuie ție pentru toată povestea, dar lucrurile au fost mult mai interesante și mai profunde cu el. Ți-a asumat rolul de actriță și ți-l-a asumat pe de-a întreg. Da, nu mi-am dorit eu deloc să joc niciodată, n-am chestia asta cu jucatul și probabil că de asta mi-a fost și cât de cât simplu, pentru că nu mi-am dorit. Ea a vrut să facem așa, după aia ne-am gândit că e bine ca să păstrăm. Eu vreau să văd mai târziu și să îmi amintesc de noi concret. Adică e mai bine decât să mă fi jucat cineva. Dar altfel, cumva n-a fost nicio presiune, pentru că am zis, fac ce pot să fac actriță și nu aveam nicio miză cu asta. A fost importantă experiența cu autoportretul unei fete cu minți? Da, a fost, pentru că noi așa am încercat atunci, adică când m-a rugat Anița să joc, am încercat să repetăm niște lucruri împreună, să vedem dacă pot. Acolo, fiind și mai puțin, a părut că sigur că pot. Și acum a fost cumva destul de simplu, dar mult mai plictisitor, pentru că când ai mult mai mult, e pe mine o plictisește filmul foarte tare. Mie îmi place mult mai mult la teatru. Adică mi se pare că nu, filmarea nu ți-aduce decât foarte rar momentele alea în care chiar să poți să fii în situație. Adică asta că repet de foarte multe ori ceva, adică la un moment dat ne-am plictisit atât de tare că nu mai puteam nici unii să facem nimic. Cum ți se pare decupajul pe care l-a făcut Ana și felul în care este filmul ritmat, hai să zicem? Se pare că e cea mai bună formă. Noi ne-am gândit foarte mult și după aia ce să scoatem. Avem mult mai mult material, de 3 ori mai mult. Și cumva nici nu mai îmi dau seama. Cred că e cea mai bună variantă, doar că am văzut atâtea variante și ne-am propus atâtea chestii încât nu mai am răbdare. Nu mai îmi dau seama. Ce vreau să subliniez este că ai avut încredere în instinctul ei regizoral, hai să zicem. Da, noi cumva ne-am gândit împreună, pentru că n-am putut să ne putem să respectăm scenariul, a trebuit să facem un alt scenariu, practic, din ce avem filmat și după aia i-am montat cu Dana Bunescu, care a fost la filmări și care... Am văzut că este la secund făcea figurații. Cu Răzvan Rădulescu, da. Da. Și cred că pe ea ne-am bazat, de fapt, adică cu totul. E pur și simplu un fragment din viață, nu are o poveste neapărat. Cred că așa a ieșit mai degrabă. Cred că scenariul poate că era mai... ducea într-o zonă mai clară, dar până la urmă a ieșit cum a vrut el să iasă, nu cum am vrut noi. Cred că filmele și, mă rog, orice act artistic, dacă te lași liber, trebuie să-ți asumi că nu știi ce o să iasă. În sensul bun, adică că nu deții tu controlul, cred că asta în primul rând. Mai puneți ceva la cale? Mai aveți un proiect? Ne apucăm de alt scenariu. Cât de curând. Da.